Nici nu s-au stins bine ecourile celor trei mini-burse a locurilor de muncă organizate de AJO Femeu Hunedoara, că deja se prefigurează un nou eveniment, de data aceasta dedicat unei alte categorii de persoane, care cu greu își găsesc un loc de muncă. Și pentru că luna mai este luna economiei sociale, marți 14 mai, AJO Femeu organizează o întâlnire tematică de promovare a ocupării în muncă a persoanelor cu dizabilități. Evenimentul Și eu pot să muncesc este organizat de AJO Femeu Hunedoara în parteneriat cu Inspectoratul Școlar și DGASPC Hunedoara și are scopul de a promova ocuparea în muncă a persoanelor cu dizabilități. Un eveniment în care să aducem la aceeași masă persoanele cu dizabilități care doresc să muncească și sunt apte de muncă parțial, angajatorii care sunt interesați să angajeze persoane cu dizabilități. Avem persoane cu dizabilități care au fost angajate cu ajutorul nostru și au participat la proiectele noastre și vor veni să ne împărtășească din tot ceea ce înseamnă experiențele lor. Vreau să fac o să avem trei filme de prezentare în care Direcția pentru Protecția Copilului o să vorbească despre partea lor în ceea ce privește persoanele cu handicap. Dizabilități, eu o să vorbesc inclusiv de facilitățile angajatorilor, pentru că angajatorii dacă angajează au anumite facilități. Maria Ștefănie o să vorbească din partea Inspectoratului Școlar, pentru că sunt copii care sunt în sistem și care acum vor fi absolvenți și noi pe de-o parte le putem da subvenții. Evenimentul se va desfășura la Inspectoratul Școlar, marți 14 mai, începând cu ora 11, iar intrarea este liberă în limita locurilor disponibile în sală.